vreme exemplele de înviere pe care le găsim pe paginile Sfintei Scripturi, da? Învierea celor morți, da? Care au fost pe pământul acesta, fiul Sunamitei, fiul văduvei din Sarepta sau exemplele din viața și lucrarea Domnului Hristos. Duhul de viață a fost adus înapoi într-un duh, într-un trup tot de carne, ca acesta care tot a trecut până la urmă prin moarte, da? Și a fost depus în mormânt. Dar când privim la învierea noastră, da? Îmbrăcarea sufletului nostru cu un trup veșnic de slavă, un trup nesupus putrezirii și când ne gândim la ordinea învierilor, prima dintre ele este învierea Domnului Iisus Hristos. Deși alții au fost înviați din morți înainte de Hristos, El a fost primul care a înviat din mormânt cu un trup care n-a mai fost supus morții. Lucrul acesta ni-l adeverește cuvântul lui Dumnezeu și iată ce spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 6, cu versetul 9. Iată ce spune Pavel. Întrucât știm că Hristos îl învia din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Chiar dacă Domnul Iisus a trecut prin moartea fizică, da, El înainte de aceasta s-a întrupat într-un trup de carne ca al nostru, da, a fost supus foamei, frigului ca și noi, da, a fost nevoie ca să se odihnească, dar după înviere, trupul Domnului Hristos nu a mai fost același trup de carne în care viața Domnului Iisus Hristos, da, să fie temporară. După învierea Domnului Iisus Hristos, trupul lui n-a mai fost niciodată sau nu va mai fi supus morții. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 18, iată ce spune Domnul Iisus când se descopere lui Ioan în insula Patmos. Cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Domnul Iisus se prezintă ca cel viu, ca cel care a fost mort, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. Apostolul Pavel îl numește pe Domnul Iisus Hristos cel dintâi născut dintre cei morți, Coloseni capitolul 1 cu versetul 18, primul rod. Învierea Domnului Iisus Hristos este prima dintre multele învieri care vor veni. În 1 Corinteni capitolul 15 cu versetul 23 spune Domnul Iisus legat de înviere, dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Este ceea ce va urma în curând, dragii noștri, la răpire, da? Momentul întâlnirii noastre cu Domnul Iisus Hristos în văzduh. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16, că la glasul Domnului Iisus Hristos, da, întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii vom fi schimbați. Ne vom alătura lor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Este ceea ce biserica așteaptă. Este ceea ce mulțimea credincioșilor din această dispensație de timp, de la cincizecime și până când va veni Domnul Iisus Hristos, așteaptă această îmbrăcare, așteaptă această schimbare, așteaptă să primească trupurile acelea nesupuse putrezirii, ca să putem să vedem fața Domnului Iisus Hristos. E un lucru atât de special, atât de important pentru noi ca oameni credincioși, după care să tânjim. 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel spune, dacă se desface casa aceasta pământească a cortului nostru, avem în ceruri o casă la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul are pregătit ceva pentru noi.
un trup veșnic, un trup care va fi proslăvit. Învierea celor care sunt ai lui Hristos la venirea Lui, așa cum am spus, este ceea ce așteptăm înainte ca Domnul Iisus să domnească pe pământul acesta 1000 de ani. Dacă vă aduceți aminte, am încheiat seria aceea de predici legate de răpire cu nunta mielului, după care, așa cum spuneam, va urma etapa a doua, în care Domnul Iisus va veni și va întemeia împărăția dreptății pe pământul nostru. Dar nu putem să definim exact momentul, dar știm că se va petrece cu foarte puțin timp înainte învierea sfinților din Vechiul Testament. Potrivit cu Daniel capitolul 12 cu 2, așa cum am citat, voi reciti din nou versetul acesta, spune cuvântul Domnului, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei ce vor învia pentru viață veșnică, așa cum spune prorocul Daniel, lucrul acesta, învierea aceasta, în ordine, din punct de vedere cronologic, se va petrece cu foarte puțin timp înainte ca Domnul Iisus să vină pe pământul nostru. Nu putem defini exact momentul acela, dar se va întâmpla. Pentru că avem atâtea profeții în Vechiul Testament în care ne arată cuvântul Domnului cum potrivit caselor, potrivit împărțirii, da, terenurilor pe care le-au primit pe timpul lui Iosua, fiecare se va întoarce la moștenirea lui. Va fi un lucru extraordinar de frumos. Domnul se va întoarce cu cine? Cu sfinții săi, cu mireasa sa, soția sa, da? Dar și cu cei care l-au urmat în timpul Vechiului Testament, cu sfinții săi. Și potrivit cu Apocalipsa 20, așa cum am citat puțin mai devreme, da? Martirii din necazul cel mare și ei se vor alătura. Martirii din vremea necazului cel mare vor fi aceia care vor primi trupuri de slavă, trupuri nesupuse putrezirii. Privind aceste trei categorii, dragii noștri, cel puțin aceste trei categorii, Biserica Domnului Hristos, da, ceea ce așteptăm și noi în curând, Sfinții Vechiului Testament, martirii care se vor alătura cei care își vor pierde viața datorită mărturiei Domnului Iisus Hristos în timpul necazului cel mare, privind la toate aceste categorii, putem să înțelegem acum ceea ce explică cartea Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 6. Iată ce spune cuvântul Domnului. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Cum apare o întrebare, dragii noștri? Spuneam încă de la început, Scriptura ne vorbește despre două tipuri de înviere. Prima înviere și a doua înviere. Și aici cuvântul lui Dumnezeu face o remarcă atât de serioasă, atât de concludentă și arată cât de fericiți sunt cei care au parte de prima înviere. Când vorbim de prima înviere, vorbim de toate aceste categorii de oameni credincioși care s-au întâlnit cu Dumnezeu, care datorită lucrării Domnului Hristos au fost acceptați în familia lui Dumnezeu. Știți că sfinții Vechiului Testament au fost mântuiți în virtutea lucrării Domnului Iisus Hristos. Jertfele din Vechiul Testament vorbeau despre adevărata jertfă. Și Dumnezeu vede în felul acesta sau în felul acesta și a îndeplinit lucrarea de mântuire pentru cei credincioși. Biserica, sfinții Vechiului Testament, martirii din necazul cel mare. Toate aceste categorii, în această ordine prezentată de Scriptură, fac parte din întâia înviere.
Poate încheiem într-o notă trist, dar aceasta e realitatea Scripturii, descoperită și nouă. Învierea de la sfârșit a celor care au murit nemântuiți. Ultimul grup care va fi înviat îi va include pe morții nemântuiți din toate timpurile și ei vor fi înviați la sfârșitul împărăției milenare, pentru a sta înaintea Marelui Tron alb de judecată, care îi va condamna pe toți la iazul de foc. Haideți să citim Apocalipsa 20, de la 11 la 14. Iată ce spune cuvântul Domnului. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Dragii noștri, ce vedem din tabloul acesta de la urmă? Un mare tron alb de judecată a lui Dumnezeu. Toți morții, da, fără excepție, care au rămas neînviați până în momentul acela, vor fi judecați după faptele lor, după cele ce au fost scrise în cărțile acelea. Dar poate ne întrebăm, dar de ce mai stă ca mărturie lângă aceste cărți de aducere aminte și cartea vieții? Dumnezeu vine și cu dovada că a pus înaintea tuturor oamenilor o carte a vieții în care numele fiecărui om poate fi scris acolo. Spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dragii noștri, bucuria aceasta ca numele fiecărui om să fie scris în cartea vieții este pusă la dispoziția tuturor oamenilor. Iar la judecata finală de condamnare, când oamenii vor primi trupuri, da, de înviere, care să reziste focului veșnic, dacă vreți, dragii noștri, Dumnezeu va aduce înaintea oamenilor mărturia unei cărți deschise care a străbătut veacurile și pe care oamenii au ignorat-o și nu le-a păsat de sufletul lor. Moartea a doua, învierea de la urma celor nemântuiți, dragii noștri, va fi cea mai cumplită stare prin care vor trece oameni, ca sufletele lor să fie îmbrăcate în niște corturi, da? În niște trupuri care să nu se mistuie, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Cât de mare va fi uluiala oamenilor care vor fi îmbrăcați cu aceste trupuri ca să să-și trăiască veșnicia în iazul de foc, în moartea a doua, în separarea pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. De aceea, dragii noștri, chiar dacă se încheie dezbaterea aceasta într-o notă tristă, pentru noi bucuria faptului că Domnul ne-a mântuit sufletele și că într-o zi le va îmbrăca în trupuri nesupuse putrezirii, trupuri proslăvite, da? Când se va produce răscumpărarea trupului nostru, este o mare fericire. Dar o mare tragedie rămâne peste lumea orbită de Satan și de păcat. Poate ne întrebăm, dar ce să facem noi pentru ei? Mai putem face ceva, dragii noștri? Încă mai putem să facem ceva. Să le ducem Evanghelia. Să tragem semnale de alarmă,
să-i zgâlțim de mână, să-i zguduim puțin și să le spunem că vine ziua când Dumnezeu le va îmbrăca sufletele lor în trupuri nesupuse putrezirii, dar care să-și trăiască veșnicia în focul veșnic. Și pentru aceasta au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm, haideți să folosim ocaziile pe care Dumnezeu ni le dă ca să întoarcem pe mulți oameni din drumul lor, din orbirea lor, nu noi, dar cel puțin să le ieșim înainte, în cale, și să le spunem aceste adevăruri care să-i cutremure. Domnul să ne ajute. Amin.